sporturile pe gheață și nu puteam să încheiem săptămâna fără hockey. Sunt părinți care vor să-și vadă copiii la hockey, dar poate n-au detaliile. George Pogăcean se ocupă de Clubul Triumf și ne-am găsit pe Facebook. L-am chemat aici să povestim despre ce înseamnă sportul ăsta când îl faci de mic. Bună dimineața! Bună dimineața! Da, bine ați venit! Bine v-am găsit! De la ce vârstă poți să începi real hockey-ul dacă ești mititel? 5 ani ar fi vârsta ideală să ajungă copiii la gheață, pentru că este un parcurs destul de lung de învățat a patina și formă lucru cu crosa. Da. Și atunci, cu cât sunt mai mici copiii, cu atât timpul va fi mai... Primul pas e patinatul, ca la polo în notul. Sigur că da. Ce e foarte fain după sportul ăsta, unul este că ai deja un copil care patinează exemplar. Da. Indiferent cât de departe merge în sport. Indiferent cât de departe merge în sport, va ști să patineze pe gheață și va face diferența între el și alți copii care de-abia încep să patineze, da, la vârste asemănătoare. Și va ieși în evidență oricând pe o suprafață de gheață, pe orice patinoar. Trebuie să vă zic că la noi la fotbal mai vin băieți care au practicat hockey-ul și am observat că au un suflu foarte, foarte bun. E un sport dur. Este un sport dur, este un sport frumos, este un sport de echipă, este un sport complex, trebuie să ai viteză, agilitate, îndemânare, un sport complex. Hai să-mi spuneți, dacă e ca la noi la mini-fotbal, cineva nu prea vrea să fie portar tot timpul. Bă, cine stă în port? Nu mai stau, man. Cum e aici? Știu că meseria de portar de hockey e așa ca meseria unei vedete. Da, este ca meseria unei vedete, este un post foarte greu a fi portar de hockey pe gheață, pentru că pucul, după cum vedeți, este foarte mic. Poarta este mică, într-adevăr, dar pucul este și mic. Da. Dar sunt copii care vor să fie și portari, avem o portăriță mică care și-a dorit să fie portăriță. O cheamă Petre Sofia. Mă duc imediat să vorbesc cu Sofia. Avem și o portăriță puțin mai mare, avem și portari de asemenea care și-au dorit să fie, să îmbrățișeze acest post, okay, de a fi portari, și cu dorință poți să faci, să fii și portar. Ne pregătim imediat, ne-au furat poarta. Nu, poarta este poarta acolo, pregătit. Vreau să facem primul curs real, să vedem cum se conduce și cum se lovește corect pucul. Până atunci vorbesc cu asta mică de portăriță. Bună dimineața! Bună dimineața! Câți ani ai totuși? Am 7 ani. Se pare că ești prea mică pentru poartă? Nu. Da, de ce ți-ai dorit hockey și nu altceva? De exemplu, tenis? Păi aș vrea să fac și tenis. Dar am început cu hockey-ul, asta este foarte bine. Ți-a luat vreun puc vreodată în mufă? Nu. Te-a lovit niciodată pucul să te doară? Ba, dar m-a lovit un. Odată. Și gata, până la 20 de ani nu te mai lovești niciun puc, stai liniștită. Spune-te, rog, ai văzut doi băieți care patinau în pulovere aici, doar în pulovere și fără pantaloni? Da. Ai idee cine erau și cum au făcut treaba asta, cine i-a obligat? Nu. Nici eu n-am idee, foarte bine. Copii, haideți să vă trageți un pic în dreapta noastră. Eu împreună cu domnul antrenor încercăm să vă organizăm. Vă rog să alegeți un portar și un jucător. Să demonstrăm în mare cum conducem corect pucul. Lumea nu înțelege foarte clar ce se întâmplă la dribbling și mai ales cum lovim pucul pentru șut. Hai să nominalizăm doi. Putem să alegem un jucător mai cu experiență și un jucător cu mai puțină experiență. Deci putem să le luăm pe cele două fete, portărița și capitanul de echipă a echipei de fete senioare ce avem noi aici prezent. Da. Și pe urmă putem să luăm și un băiețel care este component al echipei U12 a clubului nostru. Perfect. Portărița se pregătește pentru portărit și domnișoara capitan, veniți până la mine, vă rog, că vreau să vă pun două, trei întrebări. Eu am crezut că sunteți cu staful tehnic, n-am crezut că și jucați. Bună dimineața! Bună dimineața! Trebuie să vin lângă tine, numele și vârsta. Alina Opreanu. Te-aș vedea așa după față mai mult manechin decât... Să dai în chestia așa și să ai o chestie pe față să nu te vadă nimeni. De ce te-ai apucat? Am văzut un meci de hockey, mi-a plăcut foarte mult. M-am îndrăgostit de un hockeyist. Mai târziu. Mai târziu m-am îndrăgostit de un hockeyist și m-am apucat de treabă. Ce e cel mai greu la hockey? Patinatul sau pucul? Din punctul meu de vedere nimic nu e greu. Atât timp cât muncești și te antrenezi, n-are cum să mai fie greu. Care sunt pozițiile de joc? Adică eu, de exemplu, te uiți la mine așa, sunt și vânjos, înalt, frumos, 1,92 pe patine. Unde mai vedea? Care sunt pozițiile? Că nu le știu. Față, spate? Sunt 5 poziții, 2 fundași, 3 atacanți.
care sunt un centru și două extreme. Unde mai vedea? Poate pe postul de centru să dai. Centru mai văzut coordonat, am înțeles. Te rog. Avem și noi un cadou pentru tine. Ce asta? Din partea noastră, din partea clubului. Okay. E un mini tricou, mai văzut mai mic. Am înțeles. Mini tricou, unul pentru dumneavoastră și unul pentru domnul Rădu. Am înțeles. Ia-ți crosa, vreau să văd un condus de puc exact coerent ca la manual și după aia să vedem cum lovim corect dacă șutăm spre poartă. Ce gașcă aveți la Triumf? Cam câți copii sunt? Noi avem în jur de 60 de copii. Să folosiți microfonul mai aproape, că nu vă auziți. Noi avem în jur de 60 de copii, da. Împărțiți pe categorii de vârstă, echipa U8, echipa U10, echipa U12 și echipa de fete senioare. Da. Și acești copii participă în campionatul județean de hockey pe gheață. Am spus județean pentru că noi la nivel de București nu avem comisia municipală și organizăm doar în parte. Să nu intrăm în detalii. Deci județean, am înțeles. Copii, dacă stați așa, mie drag de voi, dar nu mă mai văd la televizor. Ce părere aveți? Stai mă, tu ești Sofie, fetița cu care am vorbit? Nu te mai recunosc acum. Nici nu-mi dau seama cine ești. Hai să dăm o tură, să dăm o tură de stadion, copii, până noi conducem în mod corect și coerent pucul. Domnul profesor, veniți aici în stânga să ne vedem la televizor. Ce trebuie să știu când conduc? De ce e concav? Cu care parte conduc pucul? Pare strâmb crosa. Nu pare strâmb, așa este lama. Partea din dreapta este partea normală, iar partea aceasta este liftul. Ok, când lovesc cu liftul și când cu partea normală? De obicei se lovește cu partea normală, dar se poate lovi și cu liftul, dar normal este așa, mai rar așa, dar... Ok, contează dacă e stânga sau dreptat și schimbă cineva crosa? Normal, eu sunt pe stânga, am lama pe stânga, dar există și crose cu lama pe dreapta care sunt așa, doar că sunt înduite în partea cealaltă. Am înțeles, ca la vioară, nu. Explică-mi, te rog, dacă sunt dreptaci, cu ce mână țin în față crosa? Se ține dreapta sus, stânga jos, eu, iar tu invers, stânga sus, dreapta jos. Deci tu ești dreapta, stânga ce, de felul tău? Da. Scrii cu stânga? Nu. Am înțeles. Hai să încercăm 2-3 șuturi. Portărița e pregătită. Copiii la un dat se vor opri. Copii, oprirea și veniți lângă mine. Toți! Iată ce mare calitate am. Copiii mă ascultă. Iată, pentru că nu sunt ai mei și știu că îi pot... ok, eu pun de yes. Bine. Și acum, haideți să fugim până la brad. Și stop! Gata, acum am eliberat. Vă rog să dați 2-3 șuturi la poartă sau cum se cheamă în domeniul ăsta, timp în care eu mă mai joc un pic cu copii. Hai să vedem o lovire a pucului, după care vă trimit pe pagina de Facebook a Clubului Triumf, unde vă puteți lua informațiile și unde puteți cunoaște mai îndeaproape clubul, sportul, puteți pune întrebări reale. Eu nu am văzut niciodată o fată la hockey, sincer, nici măcar la televizor. Mi se pare super tare. Cât timp noi ne mai distrăm aici, eu o să mă concentrez să dau legătura încet la horoscop. Mulțumim tare mult! Ce faceți, mă? De ce bateți cu crosele în jos? De ce bateți cu crosele în pământ? Ca să ne încurajăm. A, deci astea sunt aplauzele? Ia să mă aplaude toată lumea cu crosa! Legătura la horoscop în aplauzele voastre. Repet, n-am mai văzut fete de aproape la hockey decât la televizor sau pe internet.